Președintele României, Klaus Iohannis, critică dur guvernul pentru că nu s-a implicat în stoparea pestei porcine africane de pe teritoriul României. Președintele îi acuză pe guvernanți că sunt mai prinși cu lupta pentru subordonarea justiției și au uitat de efectele economice devastatoare pe care flagelul pestei le-a provocat în țara noastră. În momentul de față, în România, există peste 700 de focare de pestă porcină împrăștiate în 10 județe. O hartă realizată de Comisia Europeană arată că, la nivelul Europei, România este cea mai afectată țară de pesta porcină africană. Haideți să vedem mesajul președintelui României. Starea de fapt actuală arată că guvernul este incapabil să gestioneze situația pestei porcine africane, care are consecințe foarte grave pentru economia românească. La fel de grav este și faptul că autoritățile responsabile nu au informat producătorii și populația la timp și eficient cu privire la riscurile majore ale răspândirii virusului pestei porcine. Prinsă în lupta cu justiția pentru a obține subordonarea acesteia, guvernarea PSD a uitat să se lupte cu pesta porcină africană, cel mai grav flagel cu care s-a confruntat zootehnia românească până în prezent, a declarat președintele României Klaus Iohannis prin intermediul unui comunicat de presă. Președintele cere aplicarea tuturor normelor și măsurilor de prevenție care se impun în astfel de situații, inclusiv asigurarea corespunzătoare a barierelor de biosecuritate care să limiteze răspândirea focarelor. Deficiențele pe această linie au contribuit la extinderea cu rapid a epidemiei în afara controlului autorităților responsabile, cu efecte devastatoare asupra crescătorilor de porcine, dar și asupra populației, pentru care creșterea porcilor reprezintă un mijloc de subzistență. În ciuda avertismentelor Comisiei Europene după apariția virusului în Delta Dunării, nu au fost luate toate măsurile prevăzute în planul de contingență pentru a preveni extinderea focarelor de pestă porcină africană și în alte zone ale teritoriului național. Președintele României atenționează guvernul și autoritățile competente că sunt datoare să explice cum este posibil ca în toată această perioadă să nu fie luate măsurile adecvate pentru izolarea și menținerea sub control a focarelor existente. Guvernul trebuie să explice și măsura de eliminare în primăvara acestui an a inspecțiilor sanitare obligatorii în gospodării, în condițiile în care executivul era pe deplin conștient de pericolul pestei porcine africane încă de la începutul anului 2017. Totodată, cei care au gestionat într-un mod complet defectuos această criză vor trebui să-și asume responsabilitatea stării de fapt. Se mai arată în comunicatul de presă al președintelui. Președintele României atenționează guvernul și autoritățile competente că sunt datoare să explice cum este posibil ca în toată această perioadă să nu fie luate măsurile adecvate pentru izolarea și menținerea sub control a focarelor existente.